Bună ziua tuturor, dragi cetățeni! Încă de la investire, guvernul pe care îl conduc a avut ca prioritate să facă mai multă dreptate. Iar aceasta înseamnă și susținerea celor mai vulnerabili oameni din țara noastră, de care guvernările anterioare s-au preocupat fie prea puțin, fie deloc. Din păcate, avem război la hotar și avem și crize suprapuse la nivel regional și mondial și efectele acestora ne afectează pe fiecare dintre noi. Este vorba despre creșterea prețurilor, în special la resursele energetice, criza logistică, criza de securitate. Am făcut tot posibilul de la bun început ca să atenuăm impactul acestor crize asupra oamenilor, asupra agenților economici și, în special, am compensat cheltuielile la facturi și am adoptat măsuri pentru menținerea locurilor de muncă și sporirea veniturilor populației. Vă amintiți că am avut și anul trecut un mecanism de compensații prin care fiecare familie a beneficiat de suport și ajutor la plata facturilor pentru gaze și încălzire termică. În anul curent, luând în considerație comentariile dumneavoastră, reacțiile dumneavoastră, opiniile, analizele pe care au fost făcute în baza experienței de anul trecut, venim cu un program mai țintit, mai echitabil, bazat pe o analiză, astfel ca cele mai vulnerabile familii să primească cel mai mare sprijin. Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, instituit în anul curent, prevede compensații în sumă de 5 miliarde de lei, ceea ce este dublu față de anul trecut. Este un efort al Guvernului, al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Este un program care a beneficiat de contribuția a sute de oameni. Vreau să le mulțumesc sincer tuturor celor care s-au implicat în elaborarea și gestionarea portalului compensacții.gov.md, prin intermediul căruia numeroase familii au depus cereri pentru compensarea cheltuierilor din facturi. În mod special, vreau să le mulțumesc celor de la firul ierbei, bibliotecarilor, asistenților sociali, tuturor angajaților primăriilor care au ajutat oamenii să depună cereri pentru compensații. Dragi cetățeni, iarna care vine nu va fi ușoară, dar nu ne prinde nepregătiți. Facem totul posibil ca nimeni să nu fie deconectați de la gaz, electricitate sau căldură. Nu am cedat șantajului la care am fost supuși și nu am acceptat să vindem interesul național pentru niște beneficii de scurtă durată. Și nu o vom face nici de acum înainte. În schimb, am făcut pași fermi pentru asigurarea independenței energetice a țării. Am lansat mai multe programe care au scopul de a facilita producerea energiei alternative din surse regenerabile. Am pornit construcția conexiunii electrice cu România prin liniile electrice Vulcănești-Chișinău și Bălțuceav. Am capitalizat și capacitat compania Energocom pentru a putea opera pe piețele internaționale și a reduce dependența de un singur furnizor. Anul trecut, când Gazprom a redus volumul de gaze către țara noastră, a fost pentru prima dată în istorie când Moldova a cumpărat gaze naturale din alte surse de pe piață. Iar ulterior, tot pentru prima dată în istorie, a început a face și rezerve strategice de gaze naturale. Acum poate vinde gaze naturale și electricitate, deci a devenit un operator internațional veritabil pe piața energetică mondială. Țara noastră trece printr-o perioadă fără precedent, trebuie să spunem clar și răspicat, știu că ați mai auzit asta, dar războiul nedrept declanșat de Rusia în Ucraina
ne afectează direct și face viața fiecărui cetățean mai dificilă. Dacă până acum cumva era abstract, în special atunci când vorbim despre efectele economice, ele nu întotdeauna se simt imediat, dar vedem că fiecare dintre noi a simțit în această săptămână efectele atacului sistemului energetic și infrastructurii din Ucraina, care sunt distruse cu cinism, atunci când mai multe localități au rămas fără curent electric ca urmare a atacurilor masive ale Rusiei asupra acestor obiecte de infrastructură. Acest fapt a dus la căderea bruscă a tensiunii în rețea și a afectat foarte mulți oameni. Ne-am pomenit în această situație de maximă vulnerabilitate după ce ani la rând nu a fost luată în considerație la justa valoare securitatea energetică a țării, nu a fost realizată conectarea rețelelor prin România, nu s-au făcut pași concreți să se investească în energie regenerabilă și asta a menținut Moldova într-o stare de dependență și pericol. În acest an, iată că, învățând lecțiile din octombrie anul trecut, putem asigura lumină și căldură în casele oamenilor. Dar această lumină și căldură sunt foarte scumpe. Înțeleg că cresc prețurile peste tot, dar pe oamenii noștri care au mai puține venituri, îi afectează cel mai mult. Anume de aceea venim cu acest program de reducere a vulnerabilității energetice, de ajutor direct în factură. Și vom continua să mobilizăm resurse pentru ca să fim alături de oameni în această iarnă. Avem rezerve de gaz, avem surse alternative de import, promovăm consumul rezonabil de energie în instituții publice, în companii și la consumatorii casnici. Ne bucurăm că îndemnul nostru este auzit și susținut nu doar de dumneavoastră, dar și de cetățenii noștri stabiliți în alte țări. Am văzut foarte multe exemple care vin și de la cetățenii noștri din străinătate, care ne spun ce se întâmplă în țările unde trăiesc ei. Încă o dată vreau să repet, cifrele pe care le veți auzi sunt rezultatul muncii a multor oameni, și sunt doar un început. Noi vom continua să facem totul posibil ca guvernul să fie alături de oameni în această perioadă complicată. Vă rog, domnule Spătar. Vă mulțumesc. Stimați jurnaliști, dragi cetățeni, trăim cu toții o perioadă dificilă, cu anomalii pe piața energetică pe fundalul războiului din Ucraina. Este o situație excepțională, iar guvernul a mobilizat resurse semnificative pentru programul guvernamental Ajutor la Contor și facem totul ca oamenii să treacă cu bine peste această iarnă. Site-ul compensații.gov.md, lansat în luna octombrie, este platforma online care permite înregistrarea și prelucrarea solicitărilor pentru compensarea cheltuielilor populației la consumul de energie. La o asemenea creștere a prețurilor, la resursele energetice, aproape toți cetățenii sunt vulnerabili și au nevoie de sprijinul statului. În același timp, acest efort pe care îl facem în acest an pentru înregistrarea cetățenilor pe platforma online, punem bazele unui sistem care ne va ajuta pe noi, instituțiile statului, să implementăm eficient și alte măsuri de reducere a vulnerabilității energetice. Înregistrarea pe platformă în cadrul programului Ajutor la Contor este în plină desfășurare. Până în acest moment sunt înregistrate 645.000 de cereri de atribuire a categoriei de vulnerabilitate energetică, dintre care 268.000 de cereri sunt înregistrate de asistenții sociali comunitari, de bibliotecari, de operatorii centrelor universale de prestare a serviciilor publice și în acest context mă alătur mulțumirilor
către toți asistenții sociali, către toți bibliotecarii și alți registratori care au făcut un efort considerabil, de multe ori au lucrat peste program pentru a ajuta familiile vulnerabile să se înregistreze pe platformă. În același timp, îndemn familiile care încă nu s-au înregistrat să o facă cu ajutorul rudelor sau de sine stătător pentru a evita presiunea suplimentară pe sistemul de asistență socială, pe bibliotecari sau pe alți registratori. Vă reamintesc că atribuirea categoriilor de vulnerabilitate va fi făcută în mod automat în sistemul informațional Vulnerabilitatea Energetică pe data de 25 noiembrie. De aceea, pentru a avea categoria de vulnerabilitate atribuită pentru luna noiembrie, termenul limită de depunere a cererilor este 24 noiembrie. În această conferință de presă voi anunța valoarea compensațiilor acordate de guvern pentru consumul de energie pentru perioada noiembrie 2022-martie 2023, precum și valoarea plafoanelor de consum eligibile pentru compensații. Astăzi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va prezenta în avizare către celelalte autorități publice proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor, tarifelor pentru consumatorii casnici, în dependență de categoria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2022-martie 2023. Conform acestei hotărâri, vor fi oferite compensații consumatorilor casnici pentru consumul de gaze naturale, energie termică în regim centralizat și energie electrică. Pentru consumatorii casnici de gaze naturale, volumul maxim compensat în contextul obligației de serviciu public se stabilește la 180 de metri cubi pe lună per loc de consum, ceea ce este cu 30 de metri cubi pe lună mai mult decât plafonul care a fost aplicat anul trecut. Prețurile pentru consumatorii casnici de gaze naturale, în dependență de categoria de vulnerabilitate energetică, în limita plafonului pe care l-am menționat, vor fi următoarele. Pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată, prețul final va fi 12 lei per metru cub, ceea ce înseamnă că la tarifele actuale, valoarea compensației va fi de 17,27 de lei per metru cub, iar valoarea maximă a compensației în factură pentru această categorie va fi de 3.110 lei. Pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată, a doua categorie, prețul final va fi de 14 lei pe metru cub, ceea ce înseamnă că la tarifele actuale valoarea compensației va fi de 15,27 de lei pe metru cub, iar valoarea maximă a compensației în factură pentru această categorie va fi de 2750 de lei. Pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică medie, prețul final va fi de 17 lei pe metru cub, ceea ce înseamnă că valoarea compensației va fi de 12,27 de lei pe metru cub. Iar pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică scăzută, prețul final va fi de 24 de lei pe metru cub. La tarifele actuale, asta înseamnă o compensație de 5,27 de lei pe metru cub. Pentru consumatorii casnici de energie termică, volumul maxim compensat va fi stabilit la 1,3 gigacalorii pe lună pe loc de consum. Consumatorii cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată vor plăti un tarif final de 1450 de lei pe gigacalorie, cei cu vulnerabilitate energetică ridicată un tarif de 1700 de lei pe gigacalorie, iar cei cu vulnerabilitate energetică medie un tarif de 1950 de lei pe gigacalorie. În fine, cei cu vulnerabilitate scăzută vor plăti un tarif de 2500 de lei pe gigacalorie. Pentru a asigura aceste tarife, consumatorii casnici cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată, cu consum de cel puțin 1,3 gigacalorii, vor primi o compensație lunară în valoare de 1825 de lei la Chișinău și 2080 de lei la Bălți, pentru că tarifele sunt diferite. Avem și alte tarife în țară, în alte orașe mai mici, dar valoarea compensației va fi în jurul acestor cifre. Cei cu vulnerabilitate ridicată vor primi compensații în valoare de 1500 de lei pe lună la Chișinău și 1758 de lei pe lună la Bălți, iar cei cu vulnerabilitate medie compensații de 1175 de lei pe lună la Chișinău și 1430 de lei pe lună la Bălți.
De asemenea, vor fi oferite compensații la energia electrică în limita unui plafon de 75 de kWh pe loc de consum lunar pentru categoriile de vulnerabilitate energetică foarte ridicată și ridicată. Astfel, cei mai vulnerabili vor plăti un tarif final de 3,3 lei pe kWh, iar a doua categorie de vulnerabilitate energetică, un tarif de 3,7 lei pe kWh, diferența fiind compensată în factură, așa cum se întâmplă și cu gazele naturale și cu energia termică. Costul programului guvernamental de compensații, așa cum a spus și doamna prim-ministru, este estimat pentru acest sezon rece la aproximativ 5 miliarde de lei. Este o sumă semnificativ mai mare decât anul trecut. Este o decizie asumată a Guvernului și se fac eforturi semnificative pentru a mobiliza acești bani. În aceste demersuri suntem susținuți de către partenerii de dezvoltare, Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei, Guvernul Slovaciei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și alte state și organizații internaționale. Acest mecanism nou, care este unul foarte transparent și corect, mult mai țintit pe necesitățile celor care au nevoie de ajutor, ne ajută să cheltuim eficient și echitabil sursele, iar acest lucru este apreciat de către partenerii țării noastre, care arată o mai mare deschidere și ne susțin. În curând va fi semnat un acord prin care Guvernul Germaniei va finanța Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice cu suma de 40 de milioane de euro. Iarna nu va fi ușoară, dar datorită responsabilității în administrarea banilor publici și a solidarității cetățenilor, vom reuși să trecem cu bine peste aceste provocări. Vă mulțumesc! Lubov Plămădeală, TV8, vreau să întreb ce se va întâmpla cu familiile care nu se vor înscrie și dacă și ei vor fi verificați ce venit au și dacă și agenții economici vor primi compensații. Mersi. Familiile care nu se înregistrează pe compensații.gov.md primesc pentru locurile lor de consum o categorie de vulnerabilitate în baza metodei indirecte. Metoda indirectă este descrisă în hotărârea de guvern privind atribuirea categoriilor. În acest moment, aceste familii, sau mai bine zis, aceste locuri de consum primesc categoria de vulnerabilitate medie, dar noi precăutăm opțiunea ca pentru luna decembrie, aceste familii care nu s-au înregistrat să primească categoria de vulnerabilitate scăzută, pentru a fi îndemnate să se înregistreze. Un proiect în acest sens, de asemenea, este depus astăzi de ministerul nostru în avizare și dacă va trece avizarea celorlalte autorități, vom lua și această decizie. Iar în ceea ce privește agenții economici, Ministerul Economiei elaborează un mecanism în acest sens. Bună ziua, Mihaela Tabarcea, ProTV. Doamna Gavriliță, s-a defectat blocul numărul 3 de la termoelectrica la doar câteva săptămâni după ce a fost reparat de către firma Horus. Este o centrală principală de încălzire pentru Chișinău, dar și o sursă principală pentru energia electrică produsă local. Și vă rog să ne spuneți cine se face vinovat și responsabil de avaria de la termoelectrica, dacă funcționează acum generatorul, ce riscuri există, de ce nu s-a anunțat imediat după incident, dar aflăm abia acum, la două săptămâni după această avarie. Mulțumesc! Într-adevăr, am aflat despre acest incident. Imediat am solicitat Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenției Proprietate Publică să investigheze circumstanțele acestei știri, deci care sunt lucrurile de fapt, și după ce vom avea toate faptele, nu doar anumite informații care au apărut în spațiu public, vom veni și cu precizările de rigoare la întrebările pe care le-ați invocat. În prezent folosește termoelectrica pe cură sau doar gaze naturale? Nu vă pot spune la moment că nu lucrez la termoelectrica, dar luna aceasta termoelectrica folosea și gaze naturale și pe cură din informația pe care o am. Și vă rog să ne spuneți dacă vor exista remanieri la alte ministere, de ce nu au fost făcute într-o singură zi, dacă se mai negociază anumite candidaturi și totodată dacă la acea ședință nocturnă s-a discutat, așa cum se vehiculează, despre faptul ca Dorin Recean să fie premier. Mulțumesc! Vreau să vă rog să revenim la întrebările la subiect.
Здравствуйте, Елена Дзержанская, телеканал «Прайм», «Примере штирь». Вопрос к вам, господин Марчел. По статистике, один из четырех граждан Молдовы получает зарплату в конверте. Вы это точно знаете так же, как и я, потому что была компания, которая в том числе боролась с зарплатами в конверте. Мы также знаем, что те люди, которые получают такую незадекларированную зарплату, тоже подают компенсации. Вопрос, как вы будете проверять их доходы, учитывая, что все это делается онлайн, и эти люди не декларируют их, то есть проверить их в целом невозможно. И второй вопрос, будут ли некие санкции в отношении таких людей? Mulțumesc cu permisiunea dumneavoastră, vă răspund în limba română. Într-adevăr, există riscul ca unele persoane să declare venituri subestimate și nu este vorba doar de persoanele care primesc salarii în plic, este vorba și de întreprinzătorii care desfășoară activitate economică pe bază de patent sau despre gospodăriile țărănești sau alte activități pentru care nu există metode de control al veniturilor. Această problemă este adevărată și pentru alte programe, de exemplu pentru programul de ajutor social. Este o problemă cunoscută de mai mulți ani, de aceea noi am consolidat inspecția socială și în sistemul informațional vulnerabilitate energetică, în primul rând, se iau în calcul și indicatori de avere ai gospodăriei, adică în baza datelor privind averea, imobile, în special, noi vedem dacă gospodăria reprezintă un risc de subdeclarare și dacă această gospodărie reprezintă un risc de subdeclarare, inspecția socială va face o vizită și va vedea dacă această gospodărie declară pe deplin veniturile sau nu. Deci, selectiv vor fi făcute vizite la gospodăriile care clar în sistem sunt indicate ca fiind sub riscul subdeclarării. Da. Еще один вопрос, последний, госпожа Гавлица, господин Спатар, подали ли вы компенсацию и будете ли вы это делать? Eu încă nu am reușit să mă registrez pe acest site, dar o voi face neapărat până pe data de 24 cu intenția de a renunța la această compensație. Familia mea a depus cererea, s-a înregistrat în sistem. Eduard Măceac, Politic Media. Ați vorbit despre 5 miliarde de lei. Vă întreb dacă există acești bani sau ei vin din mers în înțelegere cu partenerii externi, în contextul în care ministrul de externe Popescu a vorbit că Moldova ar avea nevoie de o sumă uriașă, peste 1 miliard de euro pentru a traversa această iarnă. Vreau să fac aici câteva clarificări. Atunci când vorbim despre suma de 1,1 miliard de lei care este necesară, este vorba despre costul întregii societăți. Deci este vorba despre costul pentru cetățeni, costurile care sociale și economice, dacă vreți. Dacă este să ne referim doar la buget, atunci avem necesitatea de sume adiționale pentru a merge înainte cu anumite programe de care are nevoie societatea. Și în primul rând este vorba despre capacitatea de a gestiona criza energetică, deci capacitatea de a procura resurse energetice, este vorba despre aceste rezerve și investiția în rezerve. În al doilea rând este vorba despre gestionarea problemei creșterii prețurilor și necesității creșterii veniturilor populației ca să poată face față crizei. Este vorba despre programe de suport pentru menținerea locurilor de muncă și este vorba despre consolidarea, deci consolidarea cheltuielilor pentru securitate. Deci toate împreună, noi în buget am pus deja aceste costuri pentru Fondul de Vulnerabilitate Energetică. În același timp avem nevoie de, pentru că este o sumă foarte mare, avem nevoie de surse adiționale de finanțare pentru ca să putem fi tot mai alături de oameni în această perioadă. De exemplu, să putem crește salarii.
Și încă o precizare. Ați vorbit despre compensare la electricitate, la lumină. Nu v-ați gândit la aplicarea, să spunem așa, a unui tarif diferențiat la consumul de energie electrică, așa cum există la gaz? În dependență de consum, plătești un anumit plafon. Domnul Spatac. Dacă îmi permiteți, spre deosebire de anul trecut, nu vor mai exista două praguri pentru gazele naturale, deci întregul consum în limita celor 180 de metri cubi va fi compensat. Vă reamintesc că anul trecut au fost două compensații sau două valori ale compensațiilor, două praguri, 50 de metri cubi și 150 de metri cubi. Anul acesta este un singur prag. Asta permite o mai bună înțelegere a tarifului de către gospodării. Pentru energia electrică, acest plafon este stabilit la 75 de kWh pe lună, pe loc de consum. De asemenea, în hotărârea de astăzi sunt prevăzute pentru energia electrică scenarii de compensare în funcție de prețul la energia electrică, pentru că în contextul actual există anumite riscuri ca prețul să crească și veți vedea care sunt acele scenarii. Începând cu un anumit preț, va fi compensată energia electrică și pentru categoria medie de vulnerabilitate energetică, iar la tarifele actuale, prețul va fi compensat doar pentru primele două categorii, adică pentru cei care s-au înregistrat pe platformă și sunt în categoria de vulnerabilitate foarte ridicată sau ridicată. Mulțumim! Mulțumim.